Satul Ilene a fost în sărbătoare în acest weekend. 500 de ani au trecut de la înființarea așezării. Reprezentanții primăriei Mândra și Sătenii au dorit să marcheze acest important jubileu printr-o reuniune a fiilor satului. Astfel, sâmbătă, zeci de ilereni ca o bârșie născuți și crescuți aici, dar plecați pe meleaguri mai apropiate sau mai îndepărtate, au revenit acasă în satul copilăriei. Ca urmare a împlinirii a 500 de ani atestare documentară, am organizat această manifestare, am invitat toți fiii satului pe toate meleagurile și urmăm să ne desfășurăm activitățile în două zile. Sunt în America vreo 40, Canada și restul din țară. Vă aduceți aminte ce spuneau aceștia bătrânii, ce veșnicia s-a născut la sat, nu? Au încercat vreo 30 de ani să o mute la oraș, n-au reușit și acum revine la sat și vrem să reînviem veșnicia asta. E greu, dar sperăm să o facem. E o sărbătoare a fiilor satului Ileni. Și ăsta e un prilej bun de a se revedea poate după 20 de ani, poate după 30 de ani. După cum vedeți, lumea e bine dispusă și sperăm că vor mai fi și alte ediții. În orice caz, trebuie să zicem la mulți ani și frumos din partea lor că au reușit să se adune impresionant de mulți. Eu sunt născut în satul Ileni, aici am făcut școala generală, 8 clase și pe urmă am urmat liceul la Victoria, liceu de 5 ani industrial și pe urmă facultatea de TCM la Brașov. Locuiesc la Făgăraș și acum am revenit cu ocazia întâlnirii fiii satului și această sărbătoare importantă pentru sat și organizată foarte frumos de primărie și parohie. Întâlnirea cu cei dragi, cu prieteni din tinerețe, dar și revederea meleagurilor natale i-au încărcat de bucurie pe fiii satului Ileni. Mulți dintre ei au ținut să fie prezenți la jubileul satului, chiar dacă au fost nevoiți să parcurgă mii de kilometri și să traverseze mări și țări. Este și cazul Georgetei Blebea, care deși locuiește de 10 de ani în America, nu și-a uitat originile de româncă, de făgărășancă. Ea a venit sâmbătă pe plaiurile natale pentru a se bucura de acest eveniment alături de consăteni. Georgeta Beblea recunoaște că este mereu dor de locul natal, dar încearcă să își umple acest gol îmbrăcându-se la fiecare sărbătoare în straie românești. Sunt plecată din Ilen de 50 de ani și am revenit cu părinții și este o ocazie foarte importantă și plăcută pentru noi. Este satul meu, l-am născut aici, sunt americană română, dar inima și sufletul tot în Ilen și viața și casa tot în Ilen. Spunea mama, tot ce românesc nu pierde, niciodată nu va pieri, cât în toată lumea asta, un român din Ilen va mai trăi. Un alt fiu al satului Ilen s-a întors de peste hotare, este Samuel Lăpirău. El a locuit mult timp în Canada. Am făcut televiziune română la Montreal 15 ani de zile, toate turneile artistice care le-am pus din 90 la Punct Stella, Arșinel, Puiu Călnescu, Maria Dragomeroiu, Florin Piesi, toate rudele mele. Eu am făcut această, să zic, cântare România la nivel american. Și timpul bine, timpul e scurt, nu știu când mi-acordați, vreau să spun că totul este aici, în România noastră. Și dacă vă spun tragedia românilor din America, este că cea mai bogată activitate culturală română există, este parastasul. A deținut? Parastasul. Acolo sunteți românii. Dacă vrei să strângi într-un grup, nu funcționează. Tot strânge jurul bisericilor. Am dus colinda românească, colinda acum 6 ani, cu drapelul și cu ceata, ca Badea Cărțan. Am făcut suficiente lucruri. Acum mă întorc acasă la 65-66 de ani. Face noi ceva asta în țara noastră românească, că e păcat, este unică țară. Evenimentul de sărbătorire a satului Ilen s-a desfășurat pe parcursul întregii zile de sâmbătă. Dimineața, sătenii împreună cu fiii satului Ilen reîntorși acasă și-au pus traie de sărbătoare și au luat parte la slujba religioasă. Toată suflarea satului s-a îndreptat apoi spre cimitrul ortodox, unde a avut loc un parastas de pomenire a eroilor căzuți în primul și al doilea război mondial. Este foarte binevenită. Părintele a zis că ne vom mai întâlni peste 10 ani. Cei care rămân, că vin alții. Deci ea nu mai fost de când suntem noi. Nu mai fost. Eu n-am mai văzut. Cu toate că-s bătrână. Să fie sănătoși cei care organizați. Foarte frumos, să le dea sănătate și să mai facă și altă dată să ne mai adunăm cu toții, că e bine, uite, ne-am adunat cu toți copiii de când am fost mici până acum. După parastas, toată lumea a fost invitată la masă la Căminul Cultural. În completarea sărbătorii, sâmbătă și duminică, toți cei prezenți au putut urmări un spectacol de muzică populară, iar sărbătoarea satului s-a încheiat cu un foc de tabără.